Încă de la începutul lor, mănăstirile au fost oaze de spiritualitate, cultură și artă, dar au avut și un însemnat rol filantropic. La aproape 20 de ani de la întemeierea mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului Florești, din județul Cluj, la inițiativa părintelui duhovnic Visarion Pașca, a fost înființată Asociația Filantropică Sfântul Onufrie, cu misiunea principală de ocrotire a copiilor părăsiți de părinți. Am vizitat recent așezământul pentru copii și vă prezentăm în minutele următoare o secvență din emisiunea Pașii Pelerinului dedicată acestui loc. Farmecul locului, unde este amplasată mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Florești, este dat în primul rând de așezarea în interiorul pădurii. Aerul curat și proaspăt te invită să pășești mai departe, să descoperi locul atât cu ochii cât și cu sufletul. Mănăstirea este de maici, iar așezământul monahal cuprinde biserica, clopotnița, altarul de vară, chiliile, trapeza, cimitirul și alte anexe gospodărești. În imediata vecinătate se află așezământul pentru copii Sfântul Onufrie, care a fost înființat în anul 2013. Ne aflăm în curtea așezământului de copii Sfântul Onufrie cel Mare. Care este povestea locului de aici? Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare a început cu un gând. Gândul îl avea vrednicul de pomenire, înalt preasfințitul Bartolomeu, care atunci de când a luat ființă mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Florești, dorea ca aici, în apropierea mănăstirii, fiind proxima apropiere de Cluj, dorea să fie și o casă de copii, un așezământ filantropic. Și acest gând s-a tot amânat deoarece au fost construcțiile mănăstirii și abia în 2012 acest gând l-am spus mitropolitului Andrei și înalt preasfințitul Andrei în 2012 ne-a dat binecuvântare ca să înființăm Asociația Filantropică Sfântul Onufrie cel Mare. În 2013, chiar de ziua ocrotitorului, în 12 iunie, s-a pus piatra de temelie pentru a fi aici așezământ pentru copii. Și de atunci au început construcțiile. Acum s-a ajuns la ceea ce vedeți dumneavoastră, două case finalizate, avem licențierea pentru a funcționa, avem 10 copii, paraclisul sau biserica copiilor, cu hramul Sfântul Onufrie cel Mare, casa administrativă și mai avem în continuare șantier, mai avem în continuare de finisat celelalte clădiri. Aveți și misiunea de a șlefui aceste suflete de copii care se află aici. Cum este acest rol pentru dumneavoastră în calitate de duhovnic și de tată al lor, într-un fel? Cel mai mult asta ne preocupă și asta dorim, ca aceste suflete, fiind crescute în apropierea unei mănăstiri, să li se ofere multă dragoste, bucurie și mai mult decât toate să fie cu multă credință. Și ne ocupăm de aceasta, avem o învățătoare care face tot timpul ore cu ei în plus și ne străduim ca aceste suflete să crească, odată cu creșterea lor trupească, să crească și duhovnicește. La început nu a fost ușor, dar pe parcurs înțeleg și prețuiesc lucrul acesta și asta ne bucură și pe noi. Se interesează oamenii care vin la mănăstire și participă la slujbe și de copiii de aici? Oferă ajutoare? Da, să știți că tot ceea ce s-a făcut aici la așezământ s-a făcut datorită credincioșilor care vin la Sfânta noastră mănăstire, datorită oamenilor cu inimi mari, datorită voluntarilor noștri, avem mulți voluntari, iar ceea ce vedeți aici s-a făcut cu o mână de suflete, am putea spune, o mână de oameni care ei au pus sufletul aici, adică cei din asociația noastră, Asociația Filantropică Sfântul Onufrie și oamenii de bine. Mihai Pop este unul dintre voluntarii care și-a dedicat timpul liber să ofere o mână de ajutor la construirea bisericii din curtea așezământului pentru copii Sfântul Onufrie. Ajutorul meu a fost mai mult cu sufletul, așa, și cu timpul pe care l-am dedicat aici. Părintele Visarion este duhovnicul meu și am primit așa ca și o ascultare să mă implic. Am început să mă implic cam mai intens de acum vreo 5 ani și acum 3 ani am început lucrările efectiv la bisericuță, la paraclis și paraclis sub bisericuță avem o sală de mese pentru copii, o bucătărie și câteva spații adiacente. Este o bucurie să
să fim aici, să fim alături de Părintele Visarion și ne încărcăm sufletește, pentru că e o energie aici din care mereu ne hrănim, având în vedere că suntem aproape de un oraș foarte mare care de multe ori ne consumă energia. Proiectul prevede 4 case de tip familial, care să găzduiască pe perioadă nedeterminată copiii aflați în dificultate. Așa arată o cameră amenajată unde locuiesc copiii și fiecare cameră are un sfânt ocrotitor. Deci avem o legătură și cu parohiile din Cluj. Fiecare parohie care au dorit să ajute așezământul ne-a oferit mobilierul sau altceva pentru așezământ și atunci parohia respectivă, hramul respectiv, l-am pus pentru o cameră. Aici ne-a ajutat parohia Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Și avem icoana chiar acolo pe perete. Evanghelist Matei. Deci părintele paroh și cei de acolo ne-au ajutat să mobilăm camera aceasta. Și atunci avem legătura și cu parohiile din Cluj. Ce vârste au copiii care sunt cazați aici? Au între un an și 14 ani. Chiar o fetiță care a împlinit 14 ani, care face și canto și a luat premiul 2 la un festival la Târgu Mureș, deci este cea mai mare, de județul Sălaj. În momentul de față, în așezământ, sunt îngrijiți 10 copii, care merg la școală. De ei se îngrijesc un asistent social, un medic, în regim de voluntariat, un asistent medical, 3 educatori și un psiholog. În primele zile, sincer vă spun că mă întrebam ce caut aici când am văzut cât de minime cunoștințe aveau. Dar lucrând zi de zi cu ei, mi-am dat seama că am cu cine să lucrez. Eu m-am atașat de copii, copiii s-au atașat de mine. Și acum am ajuns că lucrăm exerciții destul de variate, exerciții destul de grele. Alexandru din clasa a patra a reușit să citească foarte bine, povestește, a învățat tabla mulțirii și a împărțirii, știe să rezolve exerciții cu paranteze, cu ordinea operațiilor. Copiii de la clasa pregătitoare cunosc literele, știu să calculeze. Fetița de clasa a doua a învățat tabla mulțirii și a împărțirii, mai avem ceva de recuperat, citește foarte bine. Dacă la început nu înțelegeam ce scrie nici cu litere de tipar, acum are un scris foarte, foarte frumos. Iar Gabriela, fetița de clasa a treia, a recuperat în mare parte materia cu care era în urmă și sunt copii cu minți, înțelegători, foarte ascultători. Uitați aici, deci eu lucrez acum cu toți. Cu clasă pregătitoare, cu clasă a doua, a treia, a patra, fiecare copil știe în parte ce are de făcut. Deci le dau să lucrez independent și sunt mulțumită de ei. Și am uitat să spun de mămica Maria, care nu cunoștea nicio literă, nimic, nici literă de mână, nici literă de tipar. În prezent vreau să vă spun că Maria cunoaște toate literele de mână și de tipar. Copie foarte bine orice text îl dau. Greu l-a citit, leagă doar cuvintele formate din 2-3 sunete, dar nu-mi fac probleme. Ea este o fetiță isteață care va putea să scrie și să citească în final. Și o avem pe Lavinia, fetița Mariei, de 3 ani și ceva spre 4 ani, care aproape zilnic vine aici și îmi spune: doamnă învățătoare, vreau să lucrez. Și cu mare drag lucrez și cu ea, desenează, scrie câte ceva, ceea ce poate să scrie un copil la vârsta de între 3 și 4 ani. În prezent, la așezământul Sfântul Onufrie Florești se desfășoară lucrările de finalizare la biserică, dar și la amenajarea spațiului exterior. Credincioșii care vor să contribuie la buna desfășurare a lucrărilor pot face donații în contul RO 27 BTRL RON CRT 0209 55701 la Banca Transilvania. Ediția integrală a emisiunii Pașii Pelerinului, dedicată așezământului monahal, va fi difuzată duminică de la ora 18:45 la Trinitas TV.